7 minute în familie. O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3. 7 minute în familie. Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial. Bine v-am regăsit! Astăzi vorbim despre sare, lumină și piper. Bineînțeles că nu v-ați așteptat să mai pun piperul după sare și lumină, pentru că dacă suntem chemați să fim sarea pământului și lumina lumii, așa cum a fost învățătorul, ce nevoie mai avem de piper? De fapt, sarea și lumina sunt atât de suficiente și complete pentru tot ce înseamnă o viață plină de gust, încât alte mirodenii ar fi un lux aproape nenecesar. Știm ca și români povestea aceea cu sarea în bucată și ce frumos a știut să pună povestitorul în toată narațiunea lui valoarea sării și ce importanță este să ai o mâncare sărată. Numai că dacă ești gospodină bună sau chiar îți place să gătești ceva cu mirodenii, te gândești și la restul, te gândești la piper, te gândești la toate celelalte mirodenii sofisticate la care ajungem acum și care fac parte din bucătăria noastră, pentru că ele au de-a face, de fapt, cu ceea ce înseamnă reușita bucatelor noastre. Când mă gândesc la noi ca și creștini, ce ar însemna să avem și puțin piper pe lângă sare și lumină? Sau ce ar însemna să avem mirodenii în viața noastră, în mărturia noastră cotidiană? Mi se întâmplă nu odată, dacă mi se fac complimente, să spun eu, nu sunt nici pe departe o femeie frumoasă, dar cred că sunt o femeie cu farmec. Și mă gândesc mai ales la farmecul acela care e descris ca făcând parte din bunătatea unui om, ca să este de fapt farmecul. Sau mai nou, mă autoironizez și spun că sunt încă o babă valabilă. Adică există în mirodeniile personalității noastre ceva ce ține de farmecul personal, ceva ce vine, cred eu, din pasiune, din vitalitate, din lumina pe care o răspândim în jurul nostru și care se vede. Pur și simplu se vede. Dacă ai cumva o meserie de interfață cu oamenii, dacă ești cumva în poziția în care oamenii stau înaintea ta, să știi că e foarte important cum arăți și ce transmiți. Ce comunici? Prin felul în care te îmbraci sau prin felul în care arăți? Într-unul din stagiile mele medicale în Anglia foarte curând, în anii 90, mi-aduc aminte că am fost de-a dreptul șocată să văd cum arătau doctorițele în Anglia, dar era justificat că arătau așa după 72 de ore de gardă. Era un regim de viață pentru ele și neglijența, apatia, oboseala, șlempățeala, aș îndrăzni să spun, mi s-a părut total neadecvată cu statutul profesional, deși era explicabil. Pentru că dacă stai 72 de ore într-un spital de gardă și dacă ai de lucru și dacă ești preocupat cu lucruri majore, bineînțeles că nu mai contează așa de mult, nici cum stă părul, nici dacă ai avut timp să stai unghiile, nici dacă ți-ai schimbat în acele 72 de ore hainele. Deci lucrurile astea, într-un anume fel, contează și le-am văzut într-un context în care eu m-am dus să învăț și am învățat și lucrurile astea, că trebuie să ai grijă. De aceea mai în glumă, mai în serios, înainte de consultații, mă uit la mine și mă uit la stafful meu și le spun, ia puneți-vă față de pacienți. Asta, de fapt, însemnând că oamenii care vin la noi trebuie să ne găsească într-o anume stare de luminozitate, de echilibru, de pace, de calm, pentru că, de fapt, cei care vin în cabinetele noastre vin cu suferința lor, vin cu durerile lor și ar trebui să întâlnească altceva. O mirodenie mai poate fi, de exemplu, umorul.
pe care ar trebui să-l purtăm cu decență în conversațiile noastre și să nu avem veșnic fața aceea lungă și lipsită de savoare. Ar fi, de exemplu, parte din mirodenia noastră acel tip de vitalitate, acea viață care este în noi, în ciuda împrejurărilor care ne usucă și care ne ofilesc. Pentru că, de fapt, viața nu-i bună cu nimeni și viața este dură pentru majoritatea dintre noi. Dar a fi sare și lumină e cât se poate de suficient pentru lumea în care trăim. Însă dacă pe lângă sare și lumină mai avem grijă și de mirodeniile din viața noastră, cred că putem să luminăm, să îndulcim și să bucurăm mai mult pe cei cu care ne întâlnim în fiecare zi. Șapte minute în familie. O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3. Șapte minute în familie. Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial.